Altceva, rapid câștigă cu 4-1 împotriva celor de la Dumbrăvița și putem să ne gândim deja la meciul cu Farul, așa cum ar fi trebuit să fie seara aceasta. O victorie lejeră, facilă, fără daune de niciun fel în dreptul nostru, în vestiarul nostru. A ieșit bine, am câștigat, avem 3 puncte în grupa C. Suntem pe primul loc până în acest moment, vedem ce face și CFR Cluj, discutăm despre această partidă, așteptăm reacțiile jucătorilor care cu siguranță sunt mulțumiți de această victorie și noi vorbim alături de Vali Negru și Bogdan Barbu. Vali, așa trebuia să se termine seara aceasta, fără daune, mă gândeam la accidentări sau da, nu știu, alte situații care să ne complice. Da, asta e foarte, foarte important că nu am avut evenimente nefericite. Am avut chiar 2 debuturi trecute la evenimente fericite. 3 debuturi în Liga 1. E adevărat, Cristi a mai jucat la Rapid, dar în Liga 1. Da, ca... Bine, nu e Liga 1, e Cupa României. Oh, da, corect. Dar de asta spun de 2 debuturi la prima echipă. Dar, până la urmă, e o victorie în Cupa României. Era o victorie normală. Nu cred că, chiar și după prima repriză, nu cred că și-a putut cineva închipui că rezultatul se va termina altfel decât acesta. Da. Până la urmă, Bogdan, a fost doar un început, poate puțin mai moale, al băieților, dar s-au rezolvat lucrurile din timp, s-a văzut diferența de valoare în momentul în care am accelerat un pic mai mult și jucătorii au fost un pic mai atenți, să spunem, n-a mai existat în niciun moment nicio îndoială, ca să spun așa. Da, probabil a fost o relaxare la începutul jocului, când au și înscris ei, după care am dominat jocul cap-coadă și au reușit să învingă, să marcheze chiar de 4 ori. Discutăm acum despre faza penaltiului sau? Da, a fost acolo, nu știu, de la noi a fost o imprudență. E bine că putem să vorbim relaxați despre asta în momentul acesta. A fost o imprudență, dar chiar și așa, nu știu, tot nu cred că... că am fi avut probleme. Da, și eu zic la fel, chiar dacă era acordat acel penalti la Dussau, lucrurile stăteau bine într-un final, avem și golurile. Așa a început meciul nefericit pentru noi cu golul celor de la Dumbrăvița. A fost momente tensionate, adevărat, în prima repriză, pentru că nici n-are cum să fie altfel în momentul în care joci cu echipă de Liga a doua. Ești rapid și ai pretenții uriașe, jucăm în Giulești. Eram normal, nu? Să existe un pic de tensiune așa în rândul jucătorilor. Da, cred că Adi a rezolvat la pauză ce era de rezolvat și nu s-a pus problema victoriei. Vorbeam de debuturi, le-aș puncta un pic. Ignat, o prestație foarte bună pentru el. Debuturi, ok, în Cupa României, când ziceam greșit, Liga 1. Putea să și marcheze la un moment dat, Cristi, în repriza secundă. A fost un corner, o lovitură de cap. L-am văzut după supărat, așa, în sensul bun, că și-ar fi dorit să trimită mingea aia în parte. E un jucător care, vorbesc din punctul meu de vedere, a scris pentru echipa a doua anul trecut destul de multe goluri. La corner e o calitate a unui fundaș central să vină când e nevoie de el, să vină și în careu la fazele fixe și să-și ajute echipa să câștige. Da, și mai apoi au intrat în repriza secundă, deja când scorul era bun pentru noi, nu mai aveam nicio emoție, au intrat și Gabi Gheorghe, 16 ani, cu câteva incursiuni chiar interesante, cu șut la poartă, mai apoi câteva dribblinguri, bună atitudinea și personalitatea puștului, că până la urmă cam asta poți să A intrat cu tupeu, cum se spune, nu a fost deloc timorat. Acum depinde de el ce se va întâmpla pe viitor. Și la fel și Crivac. Da, o atitudine remarcam bună. Remarcam toți în tribună că a intrat cu răutatea aceea pozitivă, da, pe care vrei să o vezi la un mijlocaș. Exact.
În rest, numai de bine pentru jucătorii Rapidului. Așa e când se termină cu victorie. Alex Ioniță, 3 pase de gol. Hai să o punem și pe cea de la golul de 1-1, chiar dacă mingea a fost prelungită de Dugandjić. Bulgarul face ceea ce știe el să facă cel mai bine, mai ales că la golul lui Voituș ar fi putut să dea el la poartă acolo. Da, acolo a dat dovadă de altruism și de fotbalist cu gândire pozitivă, să spun așa. Da, mă așteptam, l-am văzut cum se duce așa un pic lateral stânga, da, să-i deschidă unghiul lui Voituș, să tragă portarul și să-l lase pe Voituș cu poarta goală. Iacob, o repriză întreagă pentru el a primit astăzi. După perioada de accidentare, minutele de la meciul cu Hermannstadt, acum dă gol, numai bine pentru un fotbalist care vine după o accidentare, după un atacant care vine după o accidentare, să capete încredere, să vadă că totul e în regulă, să se simte bine, poate să dea și mingea în poartă, chiar dacă dintr-o poziție în care nu contează. Nu contează, atacant contează mai puțin, cum și de unde. Cum spunea Adrian Mutu, cu cârja, să dai și tot gol. Mai ales ca atacant, la mijlocaș mai... Îți dorești un șut, o pasă, dar ca atacant, cred că important e mingea să intre în poartă. Și în același timp, Emers marchează din nou. E adevărat, într-un meci în care adversarii n-au fost neapărat cei mai puternici, dar își continuă prestația și e pe același val de încredere și astăzi l-am văzut depunând un efort consistent belgian. A confirmat, nu? Seria bună, meciurile bune pe care le are. Da, este într-o perioadă și într-o formă foarte bună. A recidivat și el, că tocmai spuneam și de Alex Ioniță. Și sperăm să țină tot așa, pentru că ne ajută golurile lui. Ne ajută, sperăm să vină și în meciurile următoare cele mai importante. Vorbeam de debutanți, așa că e și momentul să-i ascultăm. Primul dintre ei este Crivac, fotbalistul venit în acest sezon, în această vară la Rapid, de la FC Argeș. Alex, felicitări! O să zic că așa că ai călcat pe urmele tatălui tău care a jucat aici pe Giulești. Ai debutat pentru echipa mare. Cum te simți în acest moment? Bună seara, mulțumesc foarte mult. Este un sentiment unic și sigur am luat-o pe urmele tatălui meu și mă bucur pentru acest lucru. Te așteptai să debutezi în acest meci? Sincer, eu vreau să joc pe fiecare dată, vreau să-mi fac treaba cât mai bine și să ajut echipa să câștige. A intrat foarte bine, ai avut și o șansă de a înscrie, nu? Da, am avut o șansă, dar mă bucur că echipa a câștigat și că am luat cele 3 puncte astăzi cu Dumbrăvița. Cum te simți pe Giulești? Cum se pare sentimentul de a juca pe un asemenea stadion? Este o atmosferă unică, sunt foarte mândru fiindcă am jucat pentru Rapid primul meci și vreau să joc cât mai multe de acum încolo. Ce ți-a spus tatăl tău înainte de meci? Să am încredere în mine și să dau tot ce e mai bun pe teren. Cum simți acești suporteri din teren? Le mulțumesc fiindcă au venit în număr cât mai mare la stadion, așa o fac de fiecare dată. Ne ajută să jucăm din ce în ce mai bine și ne împing de la spate. Aveați un meci cu Farul Constanța, unde ai jucat, îl știi pe Gheorghe Hagi foarte bine, bănuiesc. Într-adevăr, este derbiul campionatului. Ei sunt pe primul loc și noi suntem pe al doilea, dar avem așteptări mari și dorim să câștigăm cele 3 puncte. Mersi. Vă mulțumesc și eu. Alex Crivac, felicitări, îl felicităm și noi pentru debut, o apariție bună. E bine că apar variante pentru prima echipă, mai ales că vom mai avea meciuri de cupă, vom juca și cu Farul și cu Universitatea Cluj și atunci cu siguranță vor fi în lot nume precum Crivac, Gabi Gheorghe, Ignat, îl vom vedea în echipă și așa mai departe, nu? E bine să ai jucători pe care să-i rulezi. Da, e bine să ai tot timpul o bancă importantă și să ai soluții pentru orice situație nefericită, să spun așa. Și bine, eu mă bucur foarte mult când jucătorii tineri debutează și joacă și vin cu un meci bun. Cred că toți 3 au reușit un meci bun și e important ca și alții să primească această șansă. Bun, vorbeam despre debuturi și despre copiii Rapidului. Cristi Ignat n-a fost la debut în tricoul al Vișinii într-un meci oficial în această seară. A mai jucat în Liga a doua, ne aducem bine aminte. A purtat și banderola
în ultima etapă din Liga a doua, din ultimul sezon de Liga a doua, înainte de promovare. Astăzi o prestație foarte bună pentru el, îl ascultăm și revenim. Cristi, felicitări, debut pentru echipa mare, în acest sezon cel puțin ai mai jucat de mult. Cum te-ai simțit din nou în teren? Da, debut în Cupa României, m-am simțit foarte, foarte bine, așa atmosferă pe Giulești, așa oameni care ne susțin de tribună, îți dau de la spate de 3 ori mai multă forță, să-ți câștigi de 3 ori duelul și tot așa. Ai avut ceva emoții când au dat gol? Am avut puține emoții, dar am știut că revenim, am avut încredere în colegi, am avut încredere în noi. Și știu ce putem și de ce suntem în stare și când am văzut că am egalat, am știut că îi întoarcem. Cum te simți să joci alături de jucători atât de importanți și pe linia de fund cu Dragoș Grigore, un jucător cu mare experiență? M-am simțit foarte bine alături de Dragoș, Drăghia, mereu mă ajută, Cristi de pe bancă m-a ajutat astăzi, a vorbit cu mine și înainte de meci m-a încurajat toată lumea, m-am simțit foarte bine. Urmează meciurile din campionat, meciul cu Faru, meci foarte important. Meci foarte important, ne pregătim săptămâna asta, mâine ne refacem și să fim 100% în derbiul campionatului. Tu ești unul dintre jucătorii de bază din Liga de Tineret. Cât de mare e diferența între acel campionat și, de exemplu, acest adversar? Că este diferență dintre Liga 2, Liga 1, Liga de Tineret, dar oriunde joci, acolo trebuie să fii serios, să-și încerci să-ți faci treaba și să fii 100%. Prima dată când joci pe Giulești, nu? Da, e un meci oficial, prima dată, e minunat, minunat stadionul, galeria din spate, am mai spus, sunt extraordinari. Mersi. Fără cuvinte. Cristi chiar reprezintă viitorul Rapidului? Reprezintă de câțiva ani și, din păcate, nu prea primește șanse, pentru că e dificil ca fundaș central să, și când ai și obiectiv important și tot timpul presiune la un club cum e Rapidul, e dificil să debutezi sau să joci la modul de meciuri. Trebuie să prinzi ritmul la titular, să ai un jucător atât de tânăr. Eu am încredere, dar e ușor să spui așa când ești un pic detașat. Probabil că în interior e destul de dificil, dar mă bucur că în momentul în care se apelează la el, se achită de sarcini. L-am urmărit și la meciurile echipei de tineret și a dat și goluri și a făcut niște meciuri foarte bune. Și bine, asta nu aveam nicio emoție pentru că știu cât e de serios și sper să-l ajute. Dar totuși îmi doresc mai mult de la el și mai repede, pentru că viața trece. Da, și tu l-ai cunoscut bine pe Cristi. Da, am fost colegi când am promovat. Exact. E un jucător serios, să spunem, e reprezintă în România, joacă în naționalele României astăzi, dar el este născut la Chișinău. Da, este un copil bun, să spun așa, este foarte serios la antrenamente și în afara lor și cred că va avea un viitor destul de frumos. Are toate calitățile necesare să se alinieze și planetele un pic și la un moment dat își va găsi și el drumul bun în viață, sunt convins chiar la Rapid. Încă un copil, un ultim interviu de acolo, de pe marginea terenului, cel mai tânăr dintre toți, cel puțin la fel de promițător și jucător de mare, mare perspectivă, Gabriel Gheorghe. Gabi, felicitări! Debut la 16 ani, abia împliniți. Cum te simți? Mă simt extraordinar, n-am cuvinte să spun. Te-ai fi așteptat să debutezi atât de devreme? Niciodată nu m-am așteptat, acum 2 luni eram la CS Juniorul și nu mai așteptam să debutez niciodată. Știi că multă lume zice că dacă vii de la Juniorul trebuie să-i calci pe urmele lui Rare și Lie. Cum e această comparație pentru tine? Pune presiune pe tine? Eu aș vrea să fiu primul Gheorghe Gabriel, nu al doilea Rare și Lie. Cum e să joci cu asemenea jucători alături? Foarte greu. Foarte greu, e mult de muncă, alergări, mult. Ce te-a spus Adi Mutu înainte de meci? Să am curaj și să joc ce știu. Ai avut și șansa să înscrii? Ai avut un șut de la distanță? Da, a fost aproape, dar mai lucrez la antrenamente. Care e diferența între liga între Under 17 și un asemenea meci? Mare, mare. Full space, mare. E că tu ești un jucător foarte tehnic, mult mai greu să driblezi aici, nu? Da, mult mai greu. Cum vezi tu viitorul tău? Cât de repede poți să, nu știu, să zic, să intri în echipa mare, să fii un jucător constant al echipei? Nu știu, să dureze cu antrenamente multe,
n-au să dureze. Săpânarul, te-ai zis ceva? Am felicitat. Cum vezi următoarele meciuri ale Rapidului? Mâine ar fi trebuit să joci la Andășat, nu? Da, mâine se joci la Andășat. Nu? Joci? Eu așa știu că joc. Foarte bine. Zi-mi de cum vezi meciul cu Farul Constanța. Cum vezi tu campionatul așa în general? Greu. Greu, foarte greu. Ce șanse avem la, nu știu, la primele locuri? Mari. Avem șanse foarte mari, da. De atmosfera din tribune ce se pare? Extraordinar. Se face pielea de gâine mereu. Mersi mult, Gabi, și multă vă. O seară pe care sigur o să o țin în minte toată viața Gabi Gheorghe, emoționat evident și la interviu se vede că e prima experiență de genul acesta, dar să sperăm că îl vom vedea de multe ori de acum încolo la interviu după meciurile Rapidului. I-am văzut calitățile și e un jucător extrem de interesant și de apreciat. Se antrenează constant cu prima echipă. De acum putem să ne gândim la meciul cu Farul în primul rând. Și la ceea ce urmează pentru Rapid, noi aici în studio. Evident, jucătorii vestiarul sunt toți cu gândul la meciul de vineri aici pe Giulești 20-30. Da, e meciul cu Farul, cred că e nu doar pentru că e următorul, dar cred că e așa un examen pentru ce s-a întâmplat cu Rapid în acest sezon, în acest tur și faptul că jucăm și acasă, sper să ne ajute să câștigăm. Vine Bogdan acest meci ca o finală pentru acest tur pentru noi și se întâmplă să fie chiar cu echipa de pe primul loc, noi fiind pe locul 2. Multă vreme am fost la egalitate de puncte cu ei. Am pierdut un pic ritmul, dar dacă e să gândim outside the box, cum se spune, în perspectivă, punctele, distanța e mai mică pentru că la finalul sezonului regulat punctele se vor înjumătăți și practic acea diferență dintre noi și ei devine nesemnificativă. Da, finală mi se pare e prea mult, cam mult spus, dar într-adevăr, e, dacă mă întrebi, e cel mai important meci din acest tur. Vine și ultima etapă și cred că orice Rapid și-ar dori să învingem și să rămânem aproape de ei. Da, să rămânem acolo, mai ales că, cum spuneam, după aceea vor mai veni meciuri grele. Avem o perioadă lungă și, cum vorbeam și înainte de meci, multe meciuri aici în București, cumva avantajos pentru noi, nu trebuie să facem deplasări prea lungi, dar despre asta vom mai vorbi. Concluzii după seara asta, Vali, e bine că, cum spuneam, am ieșit cu bine din acest meci. Am debutat jucători, sunt sănătoși cu toții și cred că nu puteam să ne dorim mai mult. Bogdan, cel puțin la fel de mulțumit și tu. Da, pe final s-a încercat să facă și puțin spectacol. Am văzut pe Alex, pe Ioniță, câteva călcâie. A încercat și Adi când a făcut preluarea. Da. Are și el 5 steluțe, cum se dădeau pe vremuri în ProSport și în gazetă. Da, are o notă bună. Până la urmă, totul e bine că se termină cu bine. Victorie, debutanți, spectacol în tribune. Da, corect. Chiar și într-o seară de marți, la un meci, la o oră la care oamenii încă mai muncesc. Sau și deplasare. Și deplasare, da, să nu uităm detaliul acesta. Probabil că va fi ultimul meci pe care jucăm în deplasare în acest sezon pe Giulești. Un meci în deplasare pe Giulești, pentru că nu vom mai avea ocazia. Mă rog, în fine. Vă mulțumesc, domnilor, pentru prezență și că am trăit împreună această seară cu o nouă victorie a Rapidului. Vă mulțumesc și vouă, dragi rapidiști, că ați fost alături de noi. Ne revedem, evident, vineri de la ora 19:30 să discutăm despre meciul cu Farul. Mâine, de la ora 14, pe pagina noastră de Facebook, veți putea urmări meciul juniorilor de la Rapid. Echipa sub 17 ani, antrenată de Octavian Chihaia, joacă împotriva celor de la FC Voluntari. Un meci important în lupta pentru play-off pentru copii, așa că intrați pe YouTube sau pe Facebook și urmăriți partida și încurajați-i pe puștii Rapidului. Eu am fost Andy Mironoie și vă doresc o seară bună. Hai Rapid! Împreună spre 100! Hai Rapid!